Legalist de Amigos, care de fapt este Amigo și este sponsorul acestui episod minunat de inteligența art digitală, special edition de 1 iunie. Niciodată n-am zis chestia asta, eu o să încep să vorbesc cu cei trei invitați ai mei. A început? Da, a început. O să încep să vorbesc cu voi despre chestii care sunt relevante pentru voi. Ia zi! Și... și bun venit la Porcast! Bine ați venit la Tati, modificare de rus. Tati, oh, 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 oh. Tati, cream că ai pe telefon. Nu am, dar... A, pune un efect special după aceea. Ce tare, ce tare, ce tare, ce tare, ce tare! Nu ajută la asta, pe neprevăzute. Fetelor, voi sunteți de acord cu tot acest deranjament de... Mircea? De oaie? O avem aici numele pe Sofia. Bună, Sofia, îți mulțumesc că ai venit. Pe Carlita, cea cu zâmbetul de 1 milion de euro. Ba, pe și pe Mircea... Care este fiul lui șeful de la Magic Five, care a cunoscut pe Orange Blue. Da-da! Deci, în caz că se întreba cineva, el e fiul. Da, și că m-am uitat la Super Mario Film. V-am spus o informație despre mine. Una! Una. Și ce mai vrei să mai zici încă una? Da. Zi o informație despre tine. Știu să cânt foarte bine la pian. Bravo! Da, și că fac karate. Ha! Ha! Hia! Hia! Ha! 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 Carla, zi o informație despre tine. Tăcere cu spans. Tăcere cu spans. Vrei să-mi zici? Nu vrei să-mi zici. Sofia. Cum o cheamă pe cățelușa ta? Sky. Și câți ani are? 2 ani. Și ce-ți place cel mai mult la Sky? Tot? Mie îmi place că dă din coadă, că mă vede. Că e murdărică și că se văd urmele și că dovezi când mă linge. Dovezi când... Eu am aflat o chestie despre Carla, să știi recent. Eu am aflat că lui Carla îi place foarte mult să danseze. Este adevărat? Și ai fost și la un concurs. Și mie îmi place să dansez. Fiți atenți. Scuze. Mulțumim. Și ai fost la un concurs? Și cum a fost? Și tăcerea, să știți că este un răspuns. Mai mult de atât, ar trebui să învățăm de la Carla, cu toate este mai bine să tăcem decât de tot să vorbim, nu? La grădiniță? Și când ești la școală? La toamnă. La toamnă. Și ce-ți place cel mai mult la grădiniță? Nu-ți place nimic? Nu? Colegii cum sunt? Mulți. Da, eu am o întrebare. La grădiniță nu dansezi? Tăcere, a răspuns că da. Ce dansezi? Nu știu. Nu știu. Mircea, tu în ce clasă ești? Sunt clasa a doua. Și îți place la școală? Așa, așa, așa. Adică un coleg a creat cel mai timpul joc. Nu vi-l zic. Nu vi-l zic că o să vă prins, vă uita la Magic Five sau că se numea artificiala nu știu ce. Știu că am fost amuzat, dar nu înțeleg. Ce se... Ce se? Hai că nu știu. Da, nu știu. Ce-ți place cel mai mult la școală? Cel mai mult îmi place la școală că... Și mi-e decât 4 exerciții la matematică mai mereu. Ia auzi, Sofia... Care le vrem? Ție ce-ți place cel mai mult la școală? Că învățăm lucruri noi. Ia auzi, Mircea, ar trebui să iei exemplu. Sofia învață lucruri noi. Și ce-ți mai place? Ce-ai fost spus?
Vă jucați pe telefon? Eu, pe calculator. Ia, tu te joci pe telefon? Da. Da? Ce joc, ce joci? Ce, care e aplicația care îți place ceva mult? Depinde, nu știu. Nu, nu. Tu? Stai pe telefon? Pe ce stai pe telefon? Pe YouTube. Pe YouTube. Păi numai bine, că pe YouTube o să te vezi, să știi. Zi, Mircea. Eu și eu mă uit pe telefon și am un joc preferat. Twerk Race. Cum? Twerk Race. Twerk Race. Yeah. Și cu ce-i jocul ăla? Nu, nu vreți să aflați. Păi ba da, după ce am întrebat. O, fie rău, am greșit. Da, acum mă mai uite, deci jocul este... bine, mi-asum faptul că nu o să vă mai uitați, dar este despre o femeie care nu știu ce, dar aleargă și trece prin parcurs și dacă mănâncă burgeri se mărește fundul și dacă mănâncă salată și dacă mănâncă salată, atunci îi se micșorează. Ok. Și există la final un concurs în care trebuie să-și micșoreze fundul și cine câștigă nu știu ce, dar are un... Nu zic. Un dans. Wow. Din fund. Wow. Vă rog cum să mă mai uitați la Magic 5 sau artificiala, nu știu ce. Doar o secundă, eu am și părinți pe aici. Voi părinților sunteți la fel de stupefiați ca mine? Nu, nu că nu mă refer la părinții care se uită acum la mine. Mă refer la părinții care sunt acum aici. Păi tu vorbești, mă? Tu știai de twerk race? Dar de acord cu Mircea, acasă nu o să mai ai acces la el. Acolo nu o să mai am acces? La twerk race, nu. Bine, atunci uite-te pe telefonul și ștergi-l ăla. Se șterge, se va șterge. Yeee! La desene animate vă uitați? Da. Tot logic. La ce desene? La niște filme. Cu ce? Cu oameni. Cu oameni. Cu ce desene te uiți? Ia să vedem pe telefon. Ei, cam la toate. Cam la toate desene, eu am văzut. Eu mă uit la Pokémon. Pokémon Journey. Vreau să vă pun o întrebare și vreau să răspundeți din imaginația voastră, vezi? Da. Care dă cel mai frumos răspuns primește de la mine un suc de cireșe. Și mi-a și unul. Cum vă imaginați voi că o să arate lumea peste 10 ani? Ia, Mirce. Eu cred că peste 10 ani lumea o să fie mult mai modificată și pe străzi nu o să mai trebuiască să mergi, că o să fie de acelea, cum se numeau, chestii de alea cu două roți și deasupra o chestie de aceea și nu o să se mai folosească mașini. O să se folosească jetpack-uri, casele vor fi mult mai ieftine și mult mai mari, logic. O să se creeze bancnota de 30 de lei și chiar și de un catraliat de infinit, de 7.000 de... asta nu știu dacă e inclusă, dar că cred că o să se creeze robodinozauri. Robodinozauri, ia, Scarla, tu ce crezi că o să se întâmple peste 10 ani? Nu știu. Nu știi. Nu știu, eu cred că peste 10 ani o să apară tot soiul de prințese magice. Ce zici? Ți-ar plăcea? Și ce ți-ar plăcea să facă ele? Eu cred, de exemplu, că ar fi foarte tare dacă ele ar face ca frunzele de pe bulevard să se transforme în ciocolată. E ok? Ciocolata albă! Albă! Sofia, tu ce crezi că o să întâmple peste 10 ani? O să se modifice lucrurile. În ce sens? Adică... Cum crezi tu că o să modifice lucrurile? O să fie casele mai mari. Și mai scumpe. Ia o smirce, nu mai ieftine, așa. Și ce crezi că o să mai apară? Cum o să fie mașinile? Mai mari. Mai mari? Păi și unde mai încapate mașini? Că deja nu mai încap mașinile. Informație băgată fără sens. Ce informație? Unde?
Dacă tu ai băgat o informație despre care eu nu știam. E bine, eu știam pentru că în fiecare zi e prea mult trafic pe stradă când mă duc la școală. Și de aceea mereu vin cu teama. O, Doamne, să-mi târzi, o să mă certe doar. Ați înțeles? Serios acum. Romin, ți-am cizit pe buze. Ai zis să fii serios. Da, mie îmi zicea, dar e foarte greu să fiu serios. Păi nu trebuie. Da, ba. Dacă ai vrea să-l întrebi pe Mircea ceva, ce ai tu? Nu știu. Nu știi, Sofie. Pune o întrebare lui Mircea. Dacă ai vrea să vii la mine acasă. Ia o să mergi. Da, Miroșe, aș vrea să trăiesc la tine acasă. Că ești bogată. Ești bogată. Ai ai anși pe mine. Să creezi contextul ca să fie bine sau... Sofie, hai să te poate explica. Mulțumim sponsorului, pentru cine nu știe, 15.000 de etaje. Așa. Da. Pentru că nici măcar nu le-am numărat, am încercat odată și mi-a reușit 11 milioane. Pentru că nici măcar nu știu. Mircea? Da. Ia întreabă ceva pe Carla. Carla? Care e culoarea ta preferată? Roșu. Roșu! Roșu Carla? Da. Mie mi se pare roșu Rozaliu. Am înțeles. Dar ce ți se pare Rozaliu? Pentru că e foarte aprins și asta e culoare roz de pe Minecraft. Oh. De? Roz Minecraft. Roz. Dar nu e roz, e roșu. Pentru mine e roz Minecraft. E roz, e roșu, e albastru. Vă se pare Minecraft că tâmpenie? Că eu iubesc, știu cum să fac o mitralieră de TNT. Păi uite, acum ai putea să profiți de ocazie pentru că videoclipul ăsta o să apară pe internet și să-i întrebi pe cei care se uită la videoclip dacă li se pare Minecraft tot în pene. Ia, întâi. Vi se pare Minecraft tot în pene? Spuneți în comentarii. Ia întrebă ceva. Uite-ți un Pinky Cast și trimiteți în comentarii. Ia întrebă ceva pe Sofie. Sofie? Câte animale de companie ai vrea să ai? Bună întrebare. Dacă zici niciunul, atunci mă arunc. Mă dau pușor de pe scaun, dacă zici niciunul. Câte? Patru. Patru? Ce să faci cu patru? Ce animale de companie ai vrea să ai? Ar mai vrea încă o pisică. Încă o pisică? Păi deja ai una. Da, nu s-ar bate că cine pe cine o iubește mai mult ca copii. Că poate că în viitor... Mulțumesc. Vorbim pe lene. Ai o pisică și un câine. Și am vrea încă o pisică. Și... un iepure. Un iepure. Păi și cum s-ar înțelege iepurele cu câinele? Păi iepurele stă în casă, că ți-l stă afară. Părinții lui Sofia, în casă, nu știți, o să aveți un iepure în casă și o pisică afară, nu mă zic. Capital, ție ce animal de companie ți-ar plăcea să ai? O pisică. O pisică! Ce culoare să fie? Nu știu. Și cum ar trebui să o aibă? Roșie. Cum? Ce mi-ai dat? Ai, spans. De ce ai pus spans? Mircea, Mircea, în afară de Tobi, că tu deja ai un animal de companie pe care îl cheamă cum? Tobi, în afară de Tobi, ce animal de companie ai mai vrea să ai? O, Mesia asta, deci aveam nevoie de asta. Un vulture și un șarpe, ca vulturile să ia șarpele să fie barate care mă țin, ca azi am un fel de, cum se numeau chestiile alea în formă de alea care le-a creat, parcă Leonardo da Vinci. Ai cum vede chestii de aia, doar că umană, cu viață. Deci mie îmi vine să mă retrag un pic și să vă las pe voi să povestiți despre ce vreți voi, da? Nu. Vrei să pui tu o întrebare? Ia, pune tu întrebările pentru inteligența artificială. Deci la fel ai misiune.
Suspans. Suspans. Tu le pui întrebările fetelor, da? Eu nu sunt aici. Carla. Tu, dacă avea un alt tată, cum s-ar numi și câți ani ar avea? Mă, da, are zice nume bun, chiar și Vasile. Hai, Carla, nu fi timidă. Că tatăl meu nu te va pedepsi. Nu e așa, Cosmin? Retrați-te, tati. Mai bine nu e sau. Nu, deci da, nu, am ieșit din cadrul meu, mă, sunt cam aur, dar e ok. Cosmin, nu e așa, Cosmin? Corect, da. Da, s-ar putea să-i cheme Vasile. Bine, azi suntem mai recastă o stupiditate. A, bine. Așa. Dacă, uite, asta i-a pus lui Sofia. Dacă ai putea să crezi vreun animal, cum s-ar numi, cum ar arăta, ce culoare ar avea și ce numere i-ai pune? Aș vrea să fiu o pisică. Doar că ce în plus? Deci trebuie să crezi un animal. Uite, folosește-ți imaginația să vină aici. Ai pe niște urechi mai mari. Păi ăla e râsul. Da, ce mai bine. Dacă vrei poți pune și aripi. Tati, nu e corect. Tu ne faci foame. Mai bine ești din cadru. Nu plânge, tati. Nu plânge. A revenit în cadru. Bine, dar nu mi-o face poftă, dar eu vreau să iau sucul ăla. Păi după ce te-ai unde pui întrebările, vreau să trebuie să muncești. Tarea, rândă. Dacă ai putea crea un fruct, hai uite, dacă te-ai fi născut în anii 1200, ce fruct ai fi creat? Ba, stai, nu, zice, nu penic, ce voi zice. Dacă ai fi fost Dumnezeu, ce fruct ai fi creat? Care ar fi fost fructul care te ține de doctor departe? Cum s-ar numi? Ce culoare ar avea? Și de ce? Probabil, așa că eu sunt pus în toată povestea asta, adică eu cred că ar trebui să mă retrag ușor, ușor. Nu ești prost? Nu, nu, sunt un plus. Aaa, am auzit prost. Nu, 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 nu sunt prost. Bine, da, sau sper că nu sunt prost. Acum depinde pe cine întrebi. Mircea, ai cuvântul. Tocmai ai devenit prezentatorul episodului special din Inteligența Art Digital. E cam ca artificial. Art digital. De la artă și digital. Bine. Sofia. Dacă ai crea o limbă străină, tu, singur. Nu vreau să mă rog. Cum s-ar numi și cum s-ar zice salut în limba aceea și câine? Și de ce? Cu spans de gândire. Asta va dura mai mult, o jumătate de oră, nu-i așa? Da, va dura o oră. Scuze. A revenit, cum merge treaba? Tocmai era aici. Era încolo. Da, și oricum. Toți știam că era aici. Până și, stai, telespectatori și telespectatoare, nu așa că tatăl meu era fix acolo? Spuneți în comentarii. E fiecare chestie vrea să fie spusă în comentarii. Câți pitici avea albă ca zăpada? Și cum îi cheamă? Familia Pițilă. Așa ceva. Fumilă, pițilă, dormilă, richilă, gajeșă. Vasilă. Gașică. Un așa. Ia, hai să ne jucăm un joc. Avem șapte, da? Da. Bun.
Eu aleg numele la un, la un pitic și voi alegeți numele la alți, la câte doi alți pitici. Ce ziceți? Da. Eu zic că pe un pitic ar fi trebuit să-l cheme... Ar fi trebuit să-l cheme... Morocănosul. Morocănosul? Păi nu, pe numele original. Că durează o oră. Morocă... Morocanilă? Mocirilă. Bine, e rândul. Ia spre prima, ia, doar iar eu, al treilea. Spuneți în comentarii dacă vi se pare că al către e numărul vostru norocos. 4. Pe unul ar trebui să-l cheme 4? Nu. Nu, cum ar trebui să-l cheme pe alt pitic? Dacă e fise, dacă e zice o morocănilă, vasililă, Bășinilă. Fără bășinilă. Răfinilă. Va trebui să cezi un rinilă. Urlinilă. Urlinilă. Aruncăcilă de pe geamunilă. Cum ar putea să-i cheme altfel decât îi cheamă deja? Dar pe albă ca zăpada cine o trezi tot din somn? Acum am vorbit cu fete. Prințul. Și pe prinț cum îl cheamă? Se cheamă. Nu-l chema Marcel. Nu-l chema Marcel. Îl chema Hemsomnus Anderson Andreius. Da, auziți, voi știați Marcelus Vasilicus. Voi știați că albă ca zăpadă e verișoară în scufița roșie? Mi se pare că e mama ei, doar mă rog, că are 20 și ceva de ani. Și lupul din scufița roșie o a apărut și în albă ca zăpadă? Eu, da, după cum îmi amintesc, nu. Și cum îl chema pe lup? Pe lup îl chema? Doar răspunsul greșit. N-avea un nume. Numele lui era... Hans Rocăiro. Hans. Care îl chema? Hans, piatră în gura mea. Dacă fiți să vă faceți o trupă de muzică, voi trei, cum s-ar numi? Prima oară la, după aia. Fii după aia eu. Păi nu, dar cum s-ar numi trupa? Că știi că există trupe care se numesc, nu știu, Take That, 3 Sud-Est, New Kids on the Block. Cum s-ar numi trupa voastră? Hai fiecare să vină cu unul. Ia! Trupa Mircea, Sofia și... Carla. Adică MSK. Bună ziua, doamnă și doamnă, în clipa asta o să cânte trupa MSK! Ai vreo întrebare, Vlad? Zic că sunt deschis. Zic, cum ai găsit? CVS, da, uite, din culise, din culise mi se șoptește că ar fi sunat mai bine CMS. Nu, nu-mi place. Nu? CMS sună de parcă ai venit la... Seamănă cu Antena 3. Fără antene, trebuie frumos. De ce? Nu vorbim despre antene aici. Suntem în Ploiești, nu știu că nu avem voie să vorbim despre antene. E rândul tău, Carla. Zi tu numele trupei. Eu sunt de acord cu orice. De acord, chiar și dacă văd un șarpe cu urechi de râs. Zi numele de trupă. Echipa Omizomi. Nu, asta o știam deja, tati. Fără chestii din trecut. Acum e prezentul. Nu viitorul, nu trecutul, nu nimic altceva, fără întrebări, fără cumuri, fără nimic. Întrebare. Sofia, cu ce se ocupă tatăl tău? Poți să-mi dai un răspuns greșit dacă vrei. Cu serviciu. Cu serviciu. Cu ce se ocupă tatăl tău? Muzică. Revenim, ăla era trecutul, sau în prezent. Ia zi, cu ce se ocupă tatăl tău? Așa. Dar muzică? Nu? Scrie cod? E programator?
Mircea, în afară de răspunsul evident, tatăl meu e șef la Magic Five, că nu ăsta e răspunsul pe care îl căută. Cu ce se ocupă tatăl tău? Adică eu. Tatăl meu se ocupă... Cine a fost la școală știe să formeze între răspunsul? Da? El avea 12 oameni sub el. Nu, stai, 14, că... Ce e de la... 16 are. 16 are, că și eu de la ora din blu, nu? Nu? Am greșit? Cum îl chema pe băiatul ăla de la ora din blu? Asta puțin să mă amintesc. Deci... Da, George. George. Vasilica. Eu și eu să zic un nume de trupă. Auzi, dar vă știți glume? Da, și eu arăt și un nume de trupă. Stai, o răspuns tătele că da. A, tu vând că vrei un nume de trupă. Mai ține-l acolo când îi zici după aia. Zi-mi o glumă. De ce merge castravitele strada? Pentru că este verde. Capita, tu știi vreo glumă? Nu, nu știu, nici tu știi vreo glumă. Știu doar că bambui proaste. Da, proaste, tati. Îl poți zice pe ăla la care râs ca o veveriță care sughite? Stați puțin, pauză. La final, ăsta e cu înjurături, deci. Bine? Ăla cu ul. Va trebui să-l cenzura, mai bine spune alea tu. Bine. Nu e o jurătură, dar da, nu e ok să dă pe post. Uitați. Deci. Zi-a tu. Poți să o bracă. Zi-a cu scheletul. Bă, nu știu unul mai bun. Ia. Yeah. Deci. Un dinozaur merge la un magazin. O întreabă pe doamna de la casă. Bună ziua, aveți o bicicletă verde, nu prea vede, dar verde să fie. Doamne, nu. Veniți peste câteva zile. Dinozaurul a mai făcut asta timp de 7 ani. La ce? Dinozaurul. Bună ziua, doamnă. Aveți o bicicletă nu prea verde, verde, nu prea verde, dar verde să fie, doamnă. Dar nu vrei tu un șur în fund, nu prea fund, dar verde, dar în fund să fie? Dinozaurul. Nu? Doamnă. Ok, acum zi numele de trupă. Numele de trupă va fi... Parașutiști geamurilor. Hai să mergem jucare repede, o joc. Mai puțin? Ne jucăm o joc, repede. Jocul este în felul următor. Cine dă răspunsul corect, câștigă un sub. Da, da? Da? La final. Da, da, da. Nu în podcast. Deci? Nu în podcast. Nu în podcast. Eu pun niște întrebări. Și voi trebuie să răspundeți foarte repede, da? Extrem de repede, da? Ca fulgerul! Sunteți pregătiți? Ca lumea piciorului meu! Sunteți pregătiți? Ia! Așa e nevoie de șervețul de acum. Ce culoare are zăpada? Albă! Doar că e non-culoare! Corect! Ce culoare are bluza Sofiei? Albă! Ce culoare are peretele acela? Alb! Ce culoare are răsticea? Alb! Ce bea vaca? Știu pe ăsta! Dar din noi pe sfârșit din trecut! Apă! Apă, toată lor! Deci oricare alt adult ar fi răspuns ce? Alb! Lapte! Fiecare cunoște câte un? Suuuuuc! Arriba ce rece! O să aveți nevoie de asistență. Dacă-l beau, atunci o să mă îngheleze creierul și eu două puncte. Ce ați vrea să le transmiteți celor care se uită acum la noi? Să vă uitați în continuare la PorkCast. PorkCast? Cum se numește PorkCast-ul? PorkCast. Doar că atunci, PorkCast. Bine, scuze. Doar că, dacă mă ajut, bineînțeles. Doar că e un videoclip, că deci, la final, ce îndrezeu rămas asta? Cu o fișieră neagră. Ce? Faptul că mai dai mie să-ți desfac sucul? Da, că e cam gușinul ăsta. Am 8 ani jumate, tati! Nu vreau puteți să aștepți până la final. Ce puteam? Da? Sucul ăsta pare de... Care ce vreți să le transmiți celor care se uită acum la noi? Poți să le spui orice. Uite, de exemplu, da, vrei le spune ceva.
Ia, ce vrei? Nu știu. Nu știu. Hai mă, salutați, spune, salutare doamnelor și domnilor. Vă salutăm. Vă salutăm, Dracea. Vă chemăm la nuntă. Vă am uitat cu Mircea. La nunta noastră, că sunt 11.000 de oameni, ne nuntăm cu 11.000 de oameni. Dar ce crezi că se întâmplă la o nuntă? Se sărută cum vrea ce-o fac. Asta se întâmplă la o nuntă? Da, și după aia am copiile, pun, se urcă pe boxe. Și mai ce se întâmplă la o nuntă? Se duc cei îndrăgostiți la un jacuzzi, atât. Și niște tort. Cum a fost la nuntă la maică-ta și la taică-ta? Care, la final s-au dus într-un leagă și au cumpărat înghețatul și tatăl meu a făcut ordine pe trafic. Ca să zic că... Când era acolo? Nu știu ce ai povestit, nu? El mi-a povestit, dar nu eu mi-am povestit-o. Carla, cum a fost la maică-ta și la taică-ta? Nu știe. O dansa pe boxe? Da, ia o scos mic! Nu, din public se neagă totul. Ești mic, litozit. Scuze, doar că am îndoit și pare. Da, întrebare. Voi credeți că există, cum o cheamă, iepurașul de Paște? Nu. Da. Nu. Uite, avem răspuns pe noi. Există, ce că. Și ce face iepurașul de Paște? Ce are ciocolată. De ciocolată. De ciocolată. Și Moș Crăciun ce face? Îți dă BMW. Când călăcire, îți aduce un BMW. Adevărat, tati, de Crăciun cer un BMW. Vezi, nu mai ești frumos. Da, da, îi aduce un tati de euro. Incredibil, de ce dintr-o asta să fie cel mai efectiv? Pe cine are BMW Mircea? Băi, Moș Crăciun când a venit la noi, n-ai zis că a venit cu un BMW. Ba da, chiar așa și este. Da, tu l-ai cunoscut pe Moș Crăciun. Da, adevărat, l-am cunoscut. Și Vlad are un BMW. Iau! Bogătașul de el! Dacă e bogat, deci e... Deci, bun, am stabilit că există Moș Crăciun, am stabilit că există iepurașul de Paște. Cine mai există? Ce alte personaje? Mai există... Știu eu, zi. Moinic. Moș Nicolae. Da. Și Moș Nicolae ce aduce? Ce? Fructe. Fructe. De fapt, Moș Nicolae aduce cu totul și cu totul altceva. Aduce încă un BMW. La pardon, se aduce un iPhone. Deci, când vine Moș Nicolae, spune-i să te aducă un iPhone 14 și se aduce. Îți garantez eu. Vă garantez eu, oameni de la arta digitală. Inteligența art digitală. Ardilitală. Chiar cum ar trebui să numesc emisiunea asta? Marius Ches. Dar ce se numește o firmă de... Da. Televizare? Da, adică uite, dacă aveai părat, nu știu, că poți să scrii Magic 5 pe părul tău. Că oricum se vede. Pe păr? Da, pentru că părul tău are jumătate de milimetru. Și cum să scriu pe păr? Adică nu înțeleg. O să iei o carioca și când te tunzi, ia ieși. Carla, tu ești de acord cu ce zice Mircea? Nu. Uite, vezi, Carla, de exemplu, nu m-a lăsat să scriu pe păr. Ești de acord cu ce zice Mircea? Nu. Mircea, ce face? Că nu puteți să schimbăm numele la emisiune pentru că eu n-am păr și fetele nu vor să mă scriu pe mine. Bine, atunci, măcar puneți un abțibilț pe frunte. Cum e zis? Arda Marius Ches. Marius Ches. Bă ziua, doamne, și doamne, bun venit la Marius Ches. Tu cum crezi că ar trebui să numesc emisiunea asta? De acord cu tine. Tu spans suc ulent. Nu știu. Dacă ar fi să scrieți acum... Un eseu. Dacă ar fi să scrieți acum scrisurile pentru Moș Crăciun,
Nu contează, poate trimitem de acum scrisorile. Yeah! Ce? Nu știu ce mi-a dat un MV! Ce ai scris? Să ne aducă jucării. Ce jucării? Elf! Elf nu e o jucărie. Că e mic până ți încarpe în palmă. Cam atunci ce ai scris, mă, șoace? În ce să ducă? Asta ce cu spas? Nici atunci ai cerut moșcăță. Eu aș cerut moșcăță, nu o jucărie. Vreau să mă învețe ceva. Să vin la mine acasă și să mă înveți melodia It's my power, it's my power, it's my power. Asta fiind spuse, vă mulțumesc mult că ați participat la acest episod special din Digitața. La mulți ani, că teoretic noi o să dăm episodul acesta de ziua voastră, adică în 1 iunie. Și acum aveți ocazia, la final, să le spuneți părinților ce vreți să primiți cadou de ziua voastră, de ziua copilului. Adică ție. Da, tu poți să-mi zici mie. Da. Dar tu zici ultimul. Ia zi. Ce vrei să primești de ziua copilului? Nu știu. Poți să ceri orice. Deja știu că ai. No. Dar nu știi tu ce e. O pisică? Da. O pisică. Ia-o. Rita, tu ce vrei de ziua copilului? Nu mai știu. Nu? O jucărie? Ce jucăți? Nu înceapă ce vrei să fie. Un bebe! Asta fiind zise, revenim! Revenim la BMW! Mulțumesc!